echipă de scafandri aparținând Inspectoratului pentru Situații de Urgență a căutat-o neîncetat pe tânăra de 26 de ani despre care se crede că ar fi dispărut în mare. Asta după ce un apel la 112 anunța că hainele și telefonul ei mobil au fost găsite pe plajă. Erau niște haine, unul peste altul și deasupra un telefon și alături un pachet de țigări și brichete. E ca și când te-ai dezbrăcat și ai intrat în apă imediat. Nu a fost nimeni ieri la plajă. Și nici baie chiar n-a mai făcut. Mai vin doar așa cu mașinile, mai stau, se plimbă cu câinii. Dar nu să intre în apă cineva sau... Nu. După 10 de minute în care au căutat-o în zadar, scafandrii au luat decizia să iasă din apă. Am întrerupt deocamdată. Este marea foarte agitată și nu putem intra la stabilopozi. E hulă de fund, amestecat nisip cu apă și absolut nimic nu se vede. Șanse să mai găsiți în zonă? Încercăm. Gândim în funcție de intervențiile care le-am mai avut până acum, ținem cont de experiența pe care o avem și vom conta în continuare dacă e cazul. Deocamdată da. Abia după ce au apelat, un număr aflat în agenda telefonului, oamenii legii au luat în considerare și varianta unei farse. Persoana care le-a răspuns polițiștilor a afirmat că lucrurile îi aparțin și că poate fi vorba despre o glumă. În momentul de față, organele abilitate efectuează cercetări și verificări cu privire la veridicitatea apelului primit prin 112 referitor la această sesizare. Care sunt indiciile că ar fi vorba despre o glumă proastă, de fapt? Nu, o persoană care ar fi sunat și ar fi spus că este persoana pe care o căutăm. Tânăra de 26 de ani este din Dumbrăveni. Ulterior, ea s-a prezentat la secția 3 poliție pentru a lămuri incidentul.